Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Interviu cu Flora Ordean. Ne aflăm din nou astăzi în cabinetul doamnei doctor Gabriela Popovici, președinta Asociației Piatra Soarelui, cu care am început acest proiect de discutare a ceea ce înseamnă alimentația adecvată în funcție de cele patru grupe sanguine pe care le are fiecare din noi. Bună ziua și bine v-am regăsit, doamna doctor! Bine ați revenit. Despre ce grupă discutăm azi? Astăzi discutăm despre a treia grupă sanguină, este vorba de B3. Grupa aceasta este un pic mai deosebită prin faptul că se încadrează perfect între celelalte două grupe A2 și 01 despre care am vorbit până în prezent și care sunt, dacă putem spune așa, situate la doi poli diferiți. 01 caracterizați sunt persoane mai răzbătătoare, mai energice, mai impulsive. Au doi persoane mai liniștite care doresc un mediu ambient plăcut, calm, liniștit. Grupa B3 este mai deosebită prin faptul că navighează între cele două grupe, având caracteristicile când de la 01, când de la A2, dar și caracteristicile proprii. Grupa B este grupa care are ca siglă, să spunem, nomadul. În sensul că atunci când a apărut această grupă sanguină, foarte multă populație migra din centrul Europei și Asiei spre nord. Este o grupă cu un spirit echilibrat, cu un sistem imunitar puternic, cu un sistem digestiv tolerant, cu opțiunile cele mai flexibile privind dieta, este mare consumator de produse lactate, răspunde cel mai bine la stres prin creativitatea de care dă dovadă și necesită un echilibru între activitatea fizică și activitatea mentală pentru a se menține suplu și agil. Acestea sunt trăsăturile generale ale grupei, de fapt, pe care le găsiți în acest manual despre care am mai discutat, Alimentația adecvată celor patru grupe sanguine, un manual pe care îl recomand tuturor doritorilor care necesită o scădere în greutate, care necesită menținerea unei diete adecvate pentru a avea o stare de echilibru psihosomatic și o stare de bine a organismului. În acest manual este prezentată o poveste pe care aș vrea să vă prezint și această poveste, de fapt, ne duce cu gândul că totul este real și, de fapt, suntem ceea ce mâncăm. Și anume, autorul Peter D'Adamo povestește despre o lecție pe care a primit-o într-un moment al evoluției carierei domniei sale și anume, în anul 1990, a fost solicitat printr-un telefon de urgență să consulte o persoană mai deosebită pe care îl denumește rabinul Iacob, o persoană în vârstă de 73 de ani, extrem, extrem de inteligentă, o persoană absolut deosebită, dar care, datorită afecțiunilor pe care le avea, și anume un diabet care la un momentul respectiv nu mai răspundea la insulină, ajungând la valori glicemice foarte mari, mare cardiac și de asemenea cu un accident vascular cu sechele importante, dar care persoană nu mai răspundea la tratament, iar la vârsta dumnealui de 73 de ani, într-adevăr, familia îl îngrijea în mod deosebit, iar el dorea să trăiască în continuare. Și atunci, fiind solicitat domnul doctor, se deplasează în localitatea respectivă, este vorba de Brooklyn, și constată în urma consultației că, de fapt, alimentația atribuită pacientului nu era cea corespunzătoare. Este vorba de
Rabin, deci este vorba de o persoană care ținea foarte mult la alimentația să fie așa cum ține populația evrei în special, și care consumau aceleași alimente cam în fiecare zi, și anume este vorba de pui fiert, un fel de pastă de fasole și cașa, și de asemenea un preparat de hrișcă. Deci pacientul nu era interesat de ceea ce mănâncă, mânca ceea ce îi se dădea, dar aceste alimente produse cu șer erau hrana cea de zi cu zi. Și constatând din discuțiile avute cu pacientul și cu aparținătorii acestuia, constată că de fapt rabinul care avea grupa B, aceste alimente pe care le primea erau total contraindicate. Și așa cum vom vedea, ca și la celelalte grupe, sunt alimente care pot fi suportate cu o evoluție foarte bună, alimente care sunt contraindicate și alimente care sunt neutre, adică nu fac rău. Ceea ce primea rabinul era alimente total contraindicate. Dar ele conveneau foarte bine religiei acestui pacient. Și atunci, încet, încet, cu mare dexteritate, cu foarte multă diplomație, au înlocuit carnea de pui, care trebuia să fie carne de pui, au înlocuit-o cu carnea de curcan. De asemenea, ceea ce însemnau preparatul acela de hrișcă, l-au înlocuit cu alte produse similare, astfel încât, încet, încet, menținându-și și tradițiile datorate religiei persoanei respective, dar schimbând un pic alimentația pe alimente favorabile grupei B, s-a constatat că după 6 luni de zile, la un nou control medical, pacientul nu mai prezenta acele sechele ale accidentului vascular, glicemia ajunsese la valori normale, s-a întrerupt insulina care nu-și mai făcea efectul trecându-se pe antidiabetice orale. Deci o evoluție favorabilă, extrem de benefică acestui pacient în etate de 73 de ani, un tratament naturist bazat pe alimentație la care nimeni din cei solicitați nu se gândise. Și plecând de la acest fapt, studiu aprofundându-se, s-a constatat că de fapt grupa B este o grupă mai sensibilă din foarte multe puncte de vedere. Și dacă ne uităm foarte bine pe același tabel pe care l-am consultat de-a lungul celorlalte emisiuni, constatăm în primul rând că această grupă B, grupa B, este foarte benefică dacă consumă. Deci este o grupă care poate consuma carnea, dar nu carnea de orice fel, ci numai carnea de miel, carnea de oaie și carnea de vânat. Vedeți? Merge de asemenea carnea de iepure, dar, de exemplu, carnea de pui, carnea de rață, carnea de gâscă sunt total contraindicate. Pot fi utilizate în cantități mici, de asemenea, ficatul, carnea de vită în cantități mici și carnea de curcan. Total contraindicat, carnea de pui și carnea de porc. Deci, dacă o persoană cu grupa B este axată, de exemplu, pe carnea de pui, pentru că este mai degresată, este mai ușor de tolerat pentru alte persoane, pentru persoana din grupa B îi face extrem de rău. Este greu digerabilă și este bine să fie scoasă din alimentație. De asemenea, sunt anumite alimente care duc la îngrășarea persoanei respective, chiar dacă ține o dietă corespunzătoare pe care o celorlalți pacienți. Și atunci aceste alimente care duc la creșterea greutății corporale sunt porumbul. Porumbul sub orice formă. Și mălaiul și porumbul fiert și orice preparat de porumb, hrișca, lintea, arahidele și semințele de susan. Deci chiar în cantități foarte mici, ele nu sunt digerate, se depun și duc la creșterea în greutate. De asemenea, îi face foarte rău glutenul din germenii de grâu. Uitați, și aici în manual precizează foarte clar, alimente care favorizează creșterea în greutate,
Porumbul, pentru că inhibă eficiența insulinei, limitează rata metabolică, determină hipoglicemie. Și de asemenea, despre fiecare vorbește, nu vreau să rețin dar mai mult timp, arahide, semințele de susan, hrișca și grâul. Grâul încetinește procesele digestive și metabolice, determină depozitarea alimentelor ca grăsimi și nu arderea lor pentru a obține energie. În schimb, sunt alimente al căror consum benefic grupei B duce la scăderea în greutate, deci menținând o dietă corespunzătoare, chiar dacă mănâncă, persoanele pot scădea în greutate. Și aceste alimente sunt legumele verzi, care favorizează un metabolism eficient, carnea, despre care am vorbit, ficatul, ouăle, produsele lactate cu un conținut redus de grăsimi și ceaiul de lemn dulce. Sunt alimente care ajută foarte mult. De asemenea, deosebit de benefice este carnea de miel, oaie, iepure și vânat. De evitat cu orice preț este carnea de pui, carnea de porc, carnea de prepeliță, de rață, de gâscă, de potârniche. Este benefică numai carnea de curcan și fazan sau carnea de vită în cantități foarte reduse. De asemenea, sunt benefice produsele marine. Când spunem asta, ne referim de fapt la pește. Peștele care nu orice pește, ci, de exemplu, cod, plătică, de asemenea, macroul, bibanul, știuca, sardinele, scrumbia, păstrăvul, calcanul sau icrele de sturion, deci caviarul. Le ajută foarte mult. Trebuiesc evitate cu orice preț altfel de pești, de exemplu, bibanul, scoicile, crapul, racii fac rău, broaștele, midiile, caracatița, stridiile, creveții, melcii, bibanul face efectiv rău la un consum extrem de simplu. Vedeți? Deci poate par lucruri simple la prima vedere sau dacă sunteți invitat undeva și la masă se servește un produs care știți că nu vă face bine, pentru a nu supăra gazda, puteți servi foarte puțin. Dar consumat într-o cantitate mare, cu siguranță vi se face rău. În ceea ce privește produsele lactate, sunt extrem de benefice. Extrem de benefice brânza, dar brânza de capră și laptele de capră la aceste persoane. De asemenea, mozzarella, laptele ecremat cu 2% grăsime, iaurtul, iaurtul de fructe sau chefirul. Celelalte trebuiesc cu siguranță evitate. De asemenea, ca uleiuri, extrem de benefic este uleiul de măsline. Asta cam, pe la, care, toate grupele, cam la toate grupele găsit. Și este recomandat în special la grupa B și este contraindicat și trebuie evitat uleiul de porumb și uleiul de floarea soarelui. Deci de obicei în gospodărie cam cu astea gătim, dar ele trebuie înlocuite pentru persoanele cu B cu uleiul de măsline. Cât este bun acest ulei din turtă de măsline, pentru că la veniturile românilor, mă gândesc la veniturile oamenilor obișnuiți, vi se pare că este mai scump. Mai ales acum s-a mai scumpit în ultima vreme. Ce să spun? Asta ăla este... din turtă de măsline nu este bun? Nu e la fel că la... Nu știu să vă spun. Deci nu am intrat în foarte multe amănunte. Uleiul din măsline se găsește. Eu am văzut peste tot, la toate marketurile. Este foarte scump, dar dacă te prețuiești și sunt anumite probleme de care vrei să scapi, de o indigestie sau de tulburări de tranzit sau de flatulența și disconfortul abdominal, indiferent după ce mănânci, atunci încerci încet încet să reduci din ceea ce îți face rău, fără a mai lua medicamente. Deci noi încercăm prin ceea ce am discutat înlăturarea din obișnuința de zi cu zi a medicației asociată alimentelor. Deci mâncăm ce ne place, mâncăm ce ne permitem, după care dăm bani și luăm chimicale, da? Enzime digestive, absorbante de gaze, ulterior apare constipația și luăm produse care să ne ajute să avem cel puțin un scaun pe zi și atunci, într-un fel sau altul, oricum consumul financiar se mărește, nu? De asemenea, în ceea ce privește
nucile și semințele trebuiesc evitate, nucile, alunele, arahidele, inclusiv untul de arahide. Uitați, uleiul și untul de floarea soarelui, semințele de floarea soarelui, semințele de dovleac, semințele de mac. Dacă din nou revenim aici, uitați, este tabelul, este făcut după manual și este mai sintetic. Vedeți, am ajuns totuși la nuci, nucile sunt e bine de evitat, arahidele, castanele sunt admise, suntem pe MOV, uitați pe MOV. De asemenea, migdalele cu un consum foarte redus, migdalele, contraindicate alunele, semințele de floarea soarelui, fisticul este contraindicat, susanul, semințele de dovleac. Deci cam ce se servește așa pentru ronțăit, e bine să fie evitate. În ceea ce privește cerealele, uitați, de exemplu, făina de porumb este acceptată, făina de porumb este acceptată, deși spuneam că porumbul trebuie scos, uitați, este acceptată totuși în cantități reduse, de asemenea, făina de orez este acceptată, făina de secară este acceptată, făina de ovăz face bine acestor persoane. În ceea ce privește legumele, ne uităm din nou și este vorba că este acceptat brocoli, știți că am mai discutat despre acest brocoli care este acceptat. De asemenea, miraculos pare a fi. Poftiți? Pare a fi un... Este acceptat pentru că se digeră în totalitate, fără a avea substanțe care să interfereze cu procesul de digestie. De asemenea, varza albă este acceptată, ciupercile de orice fel, guliile în cantități reduse, varza de Bruxelles, varza creață, vinetele sunt acceptate, pătrunjelul, boiaua de ardei. Curios că vânăta este un aliment de regulă indigest. Este, dar uitați că grupul B îl suportă foarte bine. În cantități reduse, sparanghelul, spanacul, dovleacul, castraveții, ceapa roșie. Și fiindcă am ajuns aici, am găsit o rețetă foarte ușor de făcut. Știți că manualul prezintă și rețete care pot fi accesate foarte ușor. De exemplu, mi-a plăcut salata de spanac și noi îi facem acasă și o servim. Știți că spanacul era foarte bun și la grupa 0. Spuneam în glumă că eu și cu Pope Marinaru, dar conține fier și vitamine. Și uitați, de exemplu, două legături de spanac proaspăt cu un strop de sare, o legătură de ceapă verde, sucul de la o lămâie, un sfert de lingură de ulei de măsline și piper după gust. Se face o salată proaspătă în care se servește imediat și este extrem de benefică. De asemenea, tot aici mai sunt tot felul, de exemplu, pâinea de caise, care mi s-a părut total ceva deosebit, dar pâinea de caise este de fapt o pâine obișnuită în care, în loc de lapte, cum frământăm pâinea sau de apă, se pune suc de caise din compot. Deci, practic, sunt tot felul de lucruri pe care le putem încerca în momentul în care dorim să ținem o dietă corespunzătoare și dorim să înlăturăm, practic, ce dorim să înlăturăm? Acea oboseală cronică. Dacă dumneavoastră știți, sau cu siguranță știți, după un efort de zi cu zi, spre seară sau chiar uneori o luăm de dimineață, apare o oboseală, o stare de disconfort, o oboseală permanentă, o oboseală cronică, care chiar te trezești cu oboseala chiar dacă ai dormit în cursul nopții. Oboseala aceea nu este din cauza faptului când ai dormit. Și atunci apare o hiperintoxicație a organismului și toate aceste aporturi datorită ceea ce mâncăm. Și atunci încercăm să ne gândim ce am mâncat în ultimul timp. Vedem pe grafic respectivele alimente nu ne avantajează și atunci într-o dietă următoare, ulterioară, încercăm să le eliminăm. Și atunci și scădem în greutate, dar și avem senzația aceea de a te simți bine, de a fi tonic, energic, viguros, cu o minte limpede, să poți să-ți rezolvi problemele în mod corespunzător. Eu am găsit aici și tot pentru grupa B indicate fructele de merișor, știu că dumneavoastră... Sunt foarte bune, da, fructele de merișor sunt... multă vitamina C. Da, sunt foarte bune și sunt, chiar pot fi mâncate fie sub formă de compot, fie în ceai sau fie efectiv așa în loc de seminții, pot fi ronțăite. Ele sunt foarte bune prin această vitamina C, se recomandă, dar la ce mai sunt ele foarte bune? La schimbarea pH-ului urinii,
La cei cu colibaciloză, deci cei care au ieșerichia coli, infecții urinare repetate, de care efectiv nu mai scapă, pentru că este foarte greu să scapi de această ieșerichia coli dacă reușești, schimbând pH-ul la urină cu acest merișor este extraordinar de bun. Merișorul se găsește la orice magazin plafar sau la supermarketuri. Sunt vine sub formă de punguții, funcții sigilate. Accesibil ca preț? Da. Este accesibil. Vreau să mai vorbim un pic aici despre fructele care sunt pe lângă acest mărișor. Pentru grupa B mai sunt acceptate în cantități reduse afinele, merele, ananasul este acceptat foarte bun și merge foarte bine, prunele uscate în cantități reduse, bananele în exces chiar, deci foarte bine tolerate, în mediu, deci la nivel mediu, în cantități reduse, lămâi, cireșe, curmale, agrișe, căpșunile, coacăzele negre, murele, smochinele, harbuzul, lubenița, grapefruit, kiwi, în cantități moderate, total interzis, nuca de cocos. Și dacă ne uităm pe tabel, putem observa că, de fapt, cocosul este interzis la toate cele patru grupe sanguine. De asemenea, revenim la grupa B. În cantități reduse se acceptă pere, zmeură, mandarine, mango, piersicele, papaya în cantități mari. Știți că papaya este foarte bună și are rol foarte bun în digestie. De asemenea, coacăzele roșii, redus, dar tot acceptate, caisele și pepenele galben, iar prunele și strugurii în exces. Deci putem folosi, se spune foarte bine în introducere că, de fapt, grupa B este o grupă care merge și spre vegetarieni, și spre lactate, mai puțin spre carne și am vorbit despre carnea pe care o acceptă. În ceea ce privește mirodeniile, sunt acceptate în cantități reduse oțetul de mere, anasonul, foile de dafin, zahărul brun, busuiocul, dar fac foarte bine menta, deci ceaiul de mentă, menta sub orice formă, de asemenea cimbru în cantități reduse, scorțișoara interzisă, vedeți? Interzis, dacă mergem pe interzis, este scorțișoara, piperul alb sau piperul negru, caperele, de asemenea midonul din porumb, iarăși porumbul sub orice formă, dar totuși mălaiul era acceptat în cantități reduse, de asemenea ce înseamnă arpacic, oregano, ardei, rozmarin în cantități reduse, de asemenea vedem din coace șofranul merge în cantități reduse, vedeți aici sunt interzise cuișoarele. Deci, practic, ca știți, cuișoare, de exemplu, în ultimul timp am întâlnit mai multe persoane, utilizează cuișoarele așa ca pe sâmburi pentru a schimba gustul în gură și halena din gură. De asemenea, piperul roșu este contraindicat. Gelatina face rău grupului B, ca și grupului A, deci aici se aseamănă A-ul cu B-ul, dar este benefic pentru grupa 0. În ceea ce privește, de exemplu, ceaiurile de plante, știți că discutam că plantele fac foarte bine, pentru grupa B, aloe face rău și aici se aseamănă cu grupa 0. Aloe face rău, dar socul, ceaiul de brusture în cantități reduse, menta în cantități excesive, face foarte bine. Menta, măceșele, ginsengul, ghimbirul, frunzele de zmeură și salvie fac foarte bine grupei B. Total contraindicate, deci aloie contraindicat. De asemenea, teiul face rău celor din grupa B. Teiul, hameiul, mătasea de porumb. De asemenea, fânul, rădăcina digențiană fac rău. Deci, rubarbă, trifolie. Vedeți, toate acestea care sunt cu minus și pe acest tabel și prezentate și în manual, poți consuma la o masă un aliment care conține un anumit, de exemplu, o mirodenie respectivă. Dar dacă iei în cantitate redusă, nu-ți face rău. Rău apare când apar cantități exagerate de mâncare. În ceea ce privește băuturile, băuturile răcoritoare dietetice sunt interzise,
răcoritoarele de orice fel, vinul alb în cantități moderate, ceaiul negru în cantități moderate, ceaiul verde în cantități moderate, cafeaua decofeinizată, cola interzisă cu desăvârșire, cafeaua expreso în cantități reduse, berea în cantități reduse, sifonul este contraindicat. Este contraindicat și aici din nou se aseamănă cu grupa A. Vinul roșu în cantități moderate. Deci este bine să ținem cont de aceste lucruri. Dar în ceea ce privește, de exemplu, mineralele, mineralele care sunt absolut necesare unui organism normal și pe care le luăm tot din alimentație, ca și minerale, benefice pentru grupa B este magneziul. Acest magneziu care poate fi găsit în alimentație, în toate verdețurile, în cereale și legume, dar care, dacă nu îl găsim acolo sau alimentația este săracă, este nevoie de a avea 300 până la 500 de miligrame în 24 de ore de magneziu, care este extrem de benefic. De asemenea, ca și plante recomandate este lemnul dulce. Acest lemnul dulce l-am întâlnit și eu la plafar. Lemnul dulce, care este o plantă mai deosebită, utilizată în tratamentul ulcerelor gastrice sau în tratamentul antiviral împotriva virusului herpetic sau în tratamentul sindromului de oboseală cronică de care vorbeam sau în combaterea hipoglicemiei. Acest lemn dulce în doze mari la persoanele nepotrivite, deci în doze mari luate, poate determina retenție de sodiu, deci edeme și hipertensiune arterială. Dar dacă persoanele cu grupa B utilizează lemnul dulce, atunci este foarte benefic consumând o ceașcă sau două cești de ceai după mese. De asemenea, enzimele digestive pot fi luate, utilizate ca și produs farmaceutic, să spunem, dacă persoana respectivă, deși nu poate, nu are voie, să spun, sau e contraindicată carnea, totuși consumă carne pentru că e stilul lui de viață, atunci este bine să utilizeze enzimele digestive pentru a ușura această digestie. De asemenea, alte plante care pot ajuta foarte mult a scăpa de sindromul de oboseală cronică sunt ginkgo biloba, care este foarte, foarte bun, ginkgo biloba sau ginsengul, de asemenea ginsengul siberian ajută foarte mult. De asemenea, lecitina. Lecitina este un stimulant sanguin, da, care se găsește în principal în soia, dar care ajută foarte mult la memorie, dar este și foarte bun antireumatic, de asemenea, pentru durerile articulare. Cum contracarează persoanele din grup B stresul? Era foarte important, dacă știm că persoanele din grup 0 trebuiau să facă efort fizic intens, alergări, ciclism în not, persoanele din grup A trebuiau să facă yoga, meditație pentru a reveni la un normal. Uitați, de exemplu, că persoanele din grup B, persoanele din grup B prezintă un echilibru între activitatea mentală a grupei A și reacțiile mai agresive din punct de vedere fizic ale grupei 0. Și anume, cei din grupa B temperează fiecare dintre aceste calități și fac un echilibru între grupa 0 și grupa A. Și din acest echilibru practic, uitați, ce ar putea face o persoană cu grup B pentru a scăpa de stres? În primul rând, gimnastica aerobică este extrem de benefică. Tenis, arte marțiale, gimnastică suedeză, plimbări, ciclism în not, marș, gimnastica de întreținere, deci la sală, să spunem, golf și de asemenea yoga, care ajută foarte mult. Deci suntem la capătul unei noi emisiuni, doamna doctor, și săptămâna... Două minute aș vrea să vorbesc un pic despre personalitatea grupei B pe care am lăsat-o la urmă. Pentru că este... Deci, grupa B
se diferențiază ca și personalitate de toate celelalte grupe. Și anume, din punct de vedere biologic, persoanele cu grup B sunt mai flexibile decât cele din grup 0, A sau AB. Ele sunt mai puțin vulnerabile la boli comune. De asemenea, grupa B are o viață armonioasă, care muncește și se hrănește în mod echilibrat și este, de fapt, esența supraviețuitorului. S-a constatat că prin modul lor de viață, grupa B, chiar dacă suferă de o afecțiune severă, să spunem de un cancer, ei întotdeauna sunt supraviețuitori. Deci nu clachează ușor în fața unei boli. Prin sistemul lor de apărare rezistă foarte bine și sunt supraviețuitorii. Și vreau să mai spun așa, că o statistică demnă de reținut spune așa: persoanele cu grupa sanguină B reprezintă 9%, să spunem, din Statele Unite, că ei au făcut studiu în Statele Unite. Deci 9% din populația Statelor Unite este grupa B. Dar din cei, în jur de 30-40% dintre milionarii care au reușit prin forțe proprii în Statele Unite, au grupa B. Deci sunt persoane extrem, extrem de inteligente. Au un echilibru și o armonie deosebită. Și sunt aceste caracteristici și marea majoritate a populației tradiționale evreiești au grupa sanguină B. Religia și cultura iudaică reprezintă amestecul de minte, suflet și materie și sunt persoanele care se simt cel mai bine în această religie, în această atmosferă în care se dezvoltă, pentru că au un fizic robust, au o disponibilitate pentru luptă, sunt inteligenți, au o pace interioară și o spiritualitate deosebită. Vă mulțumesc și pentru informații interesante din emisiunea de astăzi. Și ne-a mai rămas grupa AB. Grupa AB, dar am văzut că această carte conține și o serie de meniuri standard despre care sperăm că o să discutăm, un plan al meselor, cum trebuie să... Sunt lucruri absolut deosebite, poate în rutina de zi cu zi, încercând să tratăm cu rețete și cu produse farmaceutice pacienții noștri, nu ne-am gândit la dietele care de fapt pot influența. Și studiind această carte, am constatat de fapt eu prin natura mea de pneumolog, că de fapt și bolnavii cu ast bronșic în criză, dacă consumă pâine, deci făina de grâu, atunci apare acea hipersecreție care accentuează starea de criză. Deci gândiți-vă, eu cel puțin nu m-am gândit niciodată la un bolnav în criză de ast bronșic intervii cu tratamentul corespunzător, dar nu m-am gândit niciodată ca din punct de vedere al dietei să interzic pâinea. Da, ceea ce voi face de acum în continuare. Lucruri interesante. Vă mulțumim și cu ne plăcere. Vedem săptămâna viitoare și sperăm că mai avem încă o emisiune, două, pentru că se mai vorbește de sănătatea grupei sanguine, de sunt foarte multe lucruri interesante și să spunem că această carte se găsește la dumneavoastră la Asociația Piatra Soarelui în Roman, Policlinica Roman, strada Tineretului 28, etajul 2, camera 77. Mulțumim, o zi bună! La revedere!